Aș vrea să deschideți scripturile împreună cu mine, am să citesc, astăzi a fost dimineața psalmilor și am să citesc un psalm. Și îl citesc tot întregime, n-am să-l las numai pe Filip să citească un psalm întreg, citesc și eu un psalm întreg. Psalmul 136. Psalmul 136 are 26 de versete. Haideți să fim cu luarea minte la acest cuvânt al Domnului. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci în viac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, căci în viac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în viac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni mari, căci în viac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în viac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a întins pământul pe ape, căci în viac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a făcut luminătorii mari, căci în viac ține îndurarea Lui. Soarele ca să stăpânească ziua, căci în viac ține îndurarea Lui. Luna și stelele ca să stăpânească noaptea, căci în viac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit pe egipteni în întâi lor născuți, căci în viac ține îndurarea Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în viac ține îndurarea Lui. Cu mână tare și cu braț întins, căci în viac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a tăiat în două Marea Roșie, căci în viac ține îndurarea Lui. Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în viac ține îndurarea Lui. Și a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în viac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a călăuzit pe poporul său în pustiu, căci în viac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a lovit împărații mari, căci în viac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a ucis împărați puternici, căci în viac ține îndurarea Lui. Pe Sihon, împăratul amoriților, căci în viac ține îndurarea Lui. Și pe Og, împăratul Basanului, căci în viac ține îndurarea Lui. Și le-a dat țara de moștenire, căci în viac ține îndurarea Lui. De moștenire robului său Israel, căci în viac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în viac ține îndurarea Lui. Și a izbăvit pe asupritorii noștri, căci în viac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în viac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în viac ține îndurarea Lui. Și noi toți să spunem din toată inima, amin. Nu știu dacă ați mai citit vreodată Psalmul 136 și mai ales că se repetă de atâtea ori, de 26 de ori. Fiecare verset scoate în evidență, îndurarea lui Dumnezeu. Frați și surori, pentru Biserica Filadelfia, anul acesta este anul Harului Divin. Și nu cred că se potrivea parcă un generic mai bun pentru noi, parcă Dumnezeu dorind să ne pregătească pentru perioada aceasta în care am intrat, și anume o perioadă în care avem nevoie și conștientizăm că suntem parcă tot mai dependenți și tot mai legați de Domnul și de Harul lui Dumnezeu. De aceea mi-am propus pentru dimineața aceasta și cu ajutorul Domnului pentru următoarele două duminici dimineața să ne uităm în câteva pasaje ale Vechiului Testament și să învățăm de Harul lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Harul lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Nu pot să anticipez ce va fi luna august, pentru că nu știm exact cum se vor desfășura lucrurile, dar am dorit să ne uităm, bineînțeles, și la Harul lui Dumnezeu în Noul Testament și aspecte sau manifestări ale Harului, pentru a învăța și nu doar a învăța, pentru a fructifica apoi harul acesta de care Dumnezeu ne-a făcut parte. Duminica trecută, în cadrul serviciului special pe care l-am avut de cina Domnului, am vorbit de starea de har în care suntem. Eram dușmanii lui Dumnezeu, suntem împăcați și am intrat într-o stare de har și din starea aceasta de har avem perspectiva împărăției lui Dumnezeu. Cine nu e în starea de har nu are perspectiva împărăției, pentru că rămâne mai departe dușman. Și am încheiat mesajul de duminica trecută cu afirmația aceasta din Ioan, din capitolul 3, versetul 36. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Cine nu crede în Fiul nu vede viața, frați și surori. Sunt cuvintele Domnului nostru, sunt cuvintele inspirate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cine nu crede în Fiul, nu vede viața.
Și mânia lui Dumnezeu va rămâne, nu este în starea de har, înseamnă că este în continuare într-o stare de vrășmășie, într-o stare de dușmănie cu Dumnezeu. De aceea e atât de important să înțelegem ce ne spune Scriptura vis-a-vis de har. Și știu că există această concepție că harul este legat în mod special de Noul Testament. Și poate că afirmația aceasta, într-o oarecare măsură, nu este o afirmație greșită. Dar atunci când ne uităm cu atenție în Scriptură, pentru că noi vorbim de Scriptură ca un tot, vorbim de Vechiul și de Noul Testament împreună, nu vorbim doar de o parte a Scripturii, doar Noul Testament. Eu v-am mai spus dumneavoastră că atunci când eram în țară și le dădeam elevilor mei câte o temă și în mod deosebit le spuneam să vină cu Scriptura, la biserică, la școală, la ora de religie, pentru că n-aveam manuale la toate clasele, veneau cu Noul Testament, pentru că era foarte ușor să aduci un Nou Testament scos de Gedeon, chiar dacă avea psalmi sau avea și proverbe, dar e foarte ușor să vii cu o cărticică mică pe care o ții, nu în geantă, o ții chiar în buzunar. Și mai veneau la mine foarte entuziaști uneori copiii și spuneau, frate profesor, frate Gabi, am venit cu Biblia la mine. Și am spus, îmi pare rău, asta nu-i Biblie. Și s-au uitat la mine așa, ciudat, s-au uitat urât la mine. Cum pot eu să spun că asta nu e Biblie? Și, păi da, tata mi-a dat-o, mama mi-a dat-o, e Biblie, cum să nu? I-am zis, tu îi spunea tata sau la mama că nu e Biblie, e doar parte din Biblie. Pentru că pentru noi Biblia înseamnă Vechiul și Noul Testament. Deci noi când vorbim de Biblie, vorbim de o carte alcătuită din două părți care are un numitor comun și numitorul comun nu este cuvântul Testament, ci numitorul comun este Dumnezeu, care este un Dumnezeu același în Vechiul Testament și același Dumnezeu și în Noul Testament. Înseamnă că aspecte care îl caracterizează pe Dumnezeu în Noul Testament trebuie să le regăsim într-un mod inevitabil și în Vechiul Testament. De aceea e foarte important să ne uităm și să învățăm despre harul lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Putem vorbi de har în Vechiul Testament și probabil că abordarea unui subiect de genul acesta ridică câteva semne de întrebare și apoi probabil și scoate în evidență câteva dificultăți. Să vorbești de har în Vechiul Testament. De ce? Pentru că, spuneam, harul de regulă este un concept nou testamentar, dar în mod deosebit vorbim de faptul că Vechiul Testament este definit de lege, iar Noul Testament este caracterizat de har. Cam asta este percepția pe care noi o avem. Dar vreau să înțelegem lucrul acesta, chiar dacă există adevărul acesta și nu-l putem nega absolut deloc. Vom vedea că e vorba de har și în Vechiul Testament. Uitați-vă, rog, ce spune Scriptura în Evanghelia după Luca, în capitolul 1, atunci când îngerul Gavril vine la Fecioara Maria, îi aduce acest mesaj. Luca, la capitolul 1, versetul 28, îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune ție căruia ți s-a făcut mare har. Aici apare pentru prima oară în Noul Testament cuvântul har. Mare har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Tot în Evanghelia după Luca, în capitolul 2 și versetul 40, apare pentru a doua oară cuvântul har, iar pruncul creștea și se întărea, era plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era peste el. Iar unul din textele la care ne uităm foarte mult atunci când vorbim, poate de lege, vorbim de har și spunem legea caracterizează Vechiul Testament și harul caracterizează Noul Testament, este pasajul din Evanghelia după Ioan, din capitolul 1, versetul 14, 16 și 17. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Versetul 16. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. Versetul 17. Căci legea a fost dată prin Moise. Și de aceea, pentru că Moise este un reprezentant al Vechiului Testament, avem concepția aceasta că legea definește Vechiul Testament și nu e har în Vechiul Testament. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit. Și poate expresia aceasta ne pune uneori în confuzie. Ne pune în confuzie pentru că înseamnă că până la venirea Domnului Iisus Hristos n-a fost har.
Ori trebuie să înțelegem felul în care Scriptura vorbește și totuși despre ce har vorbește Vechiul Testament. Deci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Frați și surori, e adevărat că atunci când ne uităm în Vechiul Testament, putem spune că în mod deosebit legea, vorbim aici de legea mozaică, este cea care caracterizează Vechiul Testament. Dar legea nu elimină harul, așa cum nici harul nu elimină legea. Legea este un standard, este un tipar divin. Harul este acela care vine și ne dă suportul necesar pentru a rămâne în tiparul lui Dumnezeu și pentru a ne raporta corect la standardul divin. Dacă nu suntem sub lege și suntem sub har, spune Apostolul Pavel, ce înseamnă de acum să păcătuim? Nici de cum. Legea e bună. Legea ne dă o direcție, o țintă. E adevărat, nu legea mântuie, ci harul care l-a dus Iisus Hristos este harul mântuirii. Dar e foarte important să ne uităm și la aspectul acesta. Sunt în Scriptură și vreau să prezint încă două versete înainte de noastră. Roman, capitolul 6, versetul 14 și Galaten, capitolul 5. Spune aici, Roman, capitolul 6, versetul 14. Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu mai sunteți sub lege. Nu legea era aceea, nu legea este aceea care vă va da în final dreptul de intrare în Împărăția lui Dumnezeu, ci sunteți sub har. Și în Galateni, în capitolul 5 și versetul 4, spune Scriptura astfel: voi care voiți să vă socotiți neprihăniți prin lege, pentru că aici era problema, v-ați despărțit de Hristos și ați căzut din har. Spuneam că atunci când vorbim de har în Vechiul Testament, poate pasaje de genul acesta ne pot pune într-o anumită confuzie. Pentru că am legat în mod deosebit Vechiul Testament doar de lege și am zis nu mai este loc de har acolo și bineînțeles am legat Noul Testament de har, eliminând total legea ca și dreptar sau ca și standard divin. Apoi când vorbim de dificultatea unui astfel de subiect, mă gândesc și la faptul că există conceptul acesta și să știți că nu este unul nou. Eu mă aduc aminte într-una din discuțiile pe care le-am avut acum la cursul de apologetică cu studenții noștri de la seminarul biblic. Unul din studenți a ridicat problema aceasta și a zis: am o problemă în ceea ce privește prezentarea lui Dumnezeu colegilor mei care nu sunt creștini, musulmani, hinduși, budiști și așa mai departe. Și lucrul cu care mă acuză este că Dumnezeul Vechiului Testament este diferit de Dumnezeul Noului Testament. Pentru că Dumnezeu în Vechiul Testament parcă are o imagine și dacă nu suntem familiarizați și dacă nu înțelegem revelația lui Dumnezeu, putem cădea foarte ușor și noi în panta aceasta, în direcția aceasta. Iar Dumnezeul Noului Testament are o altă imagine. Spuneam, nu e un concept nou sau nu e un punct de vedere nou. M-am uitat în istorie și am găsit faptul că încă din secolul primar, secolul bisericii, din perioada bisericii primare, mă refer aici la secolul I, secolul al II-lea, a existat în secolul al II-lea un anumit Marcion. Dacă vreți să căutați, veți găsi despre el, s-a născut în Turcia și a fost cel care a alcătuit un prim canon. Canon însemnând cărțile care să facă parte din Scriptură. Dar în conceptul lui și-a predicat foarte mult despre lucrul acesta, fiind după aceea declarat și eretic, pentru că oricum învățătura lui era o învățătură eretică și biserica a fost întotdeauna pe punctul de a condamna orice erezie și orice lucru care iese din tiparul Scripturilor. Și Marcion a fost declarat eretic. De ce? Pentru că a zis, e mare diferență între Dumnezeul Vechiului Testament și a eliminat complet Vechiul Testament și a zis, nicio carte a Vechiului Testament nu este bună, și a trunchiat și Noul Testament, multe din Evanghelie și din scriere, a lăsat doar ceva din Evanghelia după Luca, el a alcătuit un alt nou testament total diferit. Ce spunea el? Dumnezeul Vechiului Testament este un Dumnezeu aspru, este un Dumnezeu rău, este un Dumnezeu crud, este un Dumnezeu răzbunător. Dumnezeul din Noul Testament este un Dumnezeu milos, un Dumnezeu iubitor și un Dumnezeu plin de har.
Și în felul acesta respinge tot Vechiul Testament, trunchiază și Noul Testament și scoate în evidență doar anumite pasaje și doar anumite evanghelii, vă spuneam Evanghelia, în Evanghelia după Luca, și doar anumite epistole care favorizau într-o oarecare măsură învățătura pe care o ținea. Frați și surori, la toate acestea și legate de ceea ce înseamnă Vechiul Testament, lege, Noul Testament, har, la ceea ce înseamnă erezia lui Marcion și conceptul acesta a doi Dumnezeu total diferiți, doi Dumnezei total diferiți, Dumnezeul Vechiului Testament și Dumnezeul Noului Testament, noi trebuie să răspundem, mai ales într-un subiect de genul acesta, în care vorbim de har în Vechiul Testament. Frați și surori, Dumnezeul despre care citeam în Psalmul 136 este singurul Dumnezeu. Nu există un Dumnezeu al Vechiului Testament și un Dumnezeu al Noului Testament. Revelația lui Dumnezeu este o revelație progresivă. Fiecare carte, începând de la Geneza și venim până la Maleachi și apoi continuând cu Evanghelii și venim până la Apocalipsa, nu fac nimic altceva decât să mi-l descopere pe Dumnezeu treaptă cu treaptă, etapă cu etapă, descriindu-mi-l pe Dumnezeu în toată plenitudinea și măreția Lui. Dumnezeu este singurul capabil. Noi nu ne ridicăm acolo la nivelul acesta, chiar dacă uneori le îngemănăm și noi. Dar Dumnezeu este singurul capabil să îngemăneze, să aducă împreună, într-un mod perfect și armonios, atât mila cât și dreptatea. Aici este una din probleme. Noi ne uităm de foarte multe ori la mila lui Dumnezeu. Ne uităm foarte mult la îndurarea lui Dumnezeu, căci în viață ține îndurarea Lui. Dar uităm că Dumnezeu este și un Dumnezeu drept. Uităm că la urma urmei istoria se mișcă și merge în conformitate cu un plan pe care Dumnezeu îl are. Și de aceea, neavând capacitatea aceasta să pătrundem în măreția persoanei lui Dumnezeu, luăm doar ceea ce reușim să înțelegem și tocmai de aceea probabil că avem abordări diferite și uneori chiar erezii vis-a-vis de Dumnezeu și de persoana lui Dumnezeu. Vreau să vă dau din Scriptură două exemple foarte importante. Vă aduc aminte de Geneza capitolul 3. Geneza capitolul 3 este falimentul lui Adam și al lui Eva. Și de regulă când ne uităm la pasajul acela, ne uităm la pedeapsă, da. Dar în mijlocul pedepsei este și har. Pentru că Dumnezeu ar fi putut în momentul acela să-l nimicească pe Adam. Nu! Ba dimpotrivă, îl scoate din grădina Eden să-l protejeze. Ne-am uitat poate la scoaterea lui Adam din grădina Eden ca la o mânie sau la o răzbunare a lui Dumnezeu. Nu, ci o protecție. Știți ce spune acolo? Zice, dacă omul în starea aceasta de păcat în care a căzut va mânca și din pomul vieții, va rămâne veșnic în situația aceasta. Și de acolo încolo, permiteți-mi expresia aceasta, începe galopul lui Dumnezeu în vederea mântuirii și începe lucrarea aceasta deosebită. Eliminarea lui Adam și Eva din grădina Edenului nu înseamnă decât dreptatea lui Dumnezeu, dar în același moment și harul lui Dumnezeu. Dumnezeu le împletește împreună și le aduce împreună. Uitați-vă, vă rog frumos, ce spune profetul Isaia. Isaia, capitolul 60 și versetul 10, partea a doua acestui verset. Isaia 60 cu 10 spune așa, a doua parte. Căci te-am lovit în mânia mea, dar în îndurarea mea am milă de tine. Vă rog, rețineți! În dreptatea mea a trebuit să intervin, pentru că Dumnezeu e drept. Dar în același timp Dumnezeu îngemânează în dreptatea aceea, îngemânează îndurare și milă. Și vom vedea de fapt că îndurare și milă înseamnă har în Vechiul Testament. Extraordinar! Un lucru cu totul și cu totul deosebit. Aș vrea să ne uităm și în Exodul, în capitolul 34. Exod, capitolul 34, versetul 6 și versetul 7. Ascultați, vă rog frumos, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Este unul dintre pasajele care au cea mai frumoasă descriere vis-a-vis de Dumnezeu. Spune așa. Și Domnul a trecut pre dinaintea lui și a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie. Un Dumnezeu care ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Iartă fără de legea, iartă răzvrătirea și iartă păcatul. Dar un Dumnezeu care nu socotește pe cel vinovat, drept, nevinovat și pedepsește fără de legea. Frați și surori, 10 atribute morale ale lui Dumnezeu. 10 atribute în doar două versete scripturale.
Dar dacă vă veți uita cu atenție la cele 10 atribute prezentate aici, 9 sunt atributele Harului. Eu am citit din Vechiul Testament. 9 sunt atribute ale Harului. Și unul singur, dacă vreți, este atributul dreptății. Unul singur este atributul care l-am băgat poate sub legea lui Dumnezeu. Extraordinar. În Vechiul Testament, Har, da. Pentru că vorbim de un Dumnezeu care este plin de milă și de îndurare. Observați cum începe aici textul și spune: un Dumnezeu plin de îndurare și un Dumnezeu milostiv, încet la mânie, plin de bunătate, plin de credincioșie, îți ține dragostea, iartă răzvrătirea fără de legea și iartă păcatul, dar un Dumnezeu care este și drept. Iată ce înseamnă de fapt în linii mari harul în Vechiul Testament. Atunci când m-am uitat în Scriptură pentru subiectul din această dimineață și am căutat să îl înțeleg, m-am uitat și într-un dicționar în ceea ce privește termenii folosiți în Vechiul, în Noul Testament, și în Noul Testament, în Vechiul Testament există doi termeni care sunt traduși în limba română și subliniază aspectul harului în Vechiul Testament. Primul termen este termenul hased. Hased se traduce cu mila lui Dumnezeu sau îndurarea sa față de cei neajutorați. Cam asta ar fi traducerea: milă, îndurare, mila lui Dumnezeu față de oameni și în mod deosebit față de cei care sunt neajutorați. Termenul acesta hased apare de 240 de ori în Vechiul Testament și doar în Psalmul 136, care l-am prezentat înaintea dumneavoastră, apare de 26 de ori. De 26 de ori în psalmul acesta avem acest cuvânt: în viac ține îndurarea lui. După fiecare afirmație în care e prezentat Dumnezeu în lucrarea pe care o face, de fiecare dată ni se aduce aminte că, de fapt, lucrarea aceea e o lucrare a îndurării lui. O îndurare care nu este temporară, ci o îndurare care ține în permanență. O îndurare care nu rămâne doar pe Vechiul Testament, ci o îndurare care se amplifică parcă în Noul Testament prin Iisus Hristos. Dacă vreți, harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nu că n-ar fi existat în Vechiul Testament, ci au fost amplificate la o altă scară, la o altă dimensiune în Noul Testament. Un al doilea termen pe care îl folosește Vechiul Testament ca să scoată în evidență harul lui Dumnezeu este termenul hanan. Termenul hanan înseamnă a fi plin de bunăvoință. Cu alte cuvinte, harul lui Dumnezeu în Vechiul Testament înseamnă milă, înseamnă îndurare și înseamnă bunăvoința lui Dumnezeu. David a știut de harul acesta lui Dumnezeu și vreau să vă citesc din Psalmul 51, primul verset. N-am să citesc tot psalmul, dar uitați-vă, vă rog frumos, la primul verset din Psalmul 51. Spune felul următor: ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta, după îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Dacă ar fi să citim în ebraică textul acesta, am spune în felul următor: hased, Doamne, în haședul tău. Ai milă în bunătate. Și hased și hanan apare într-un singur verset. David apelează la mila, la bunăvoința și la îndurarea lui Dumnezeu. Frați și surori, acesta este Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu al harului și în Vechiul Testament. Un Dumnezeu care își manifestă harul și în Vechiul Testament. Un Dumnezeu care își manifestă suveranitatea în tot ceea ce înseamnă acțiunile sale. În Exodul, la capitolul 33 și versetul 19, atunci când Moise mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru poporul Israel, Domnul vine și îi spune în felul următor: eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Eu sunt un Dumnezeu al harului, Moise, tu știi bine lucrul acesta. Moise a pătruns în ceea ce înseamnă persoana lui Dumnezeu, ființa lui Dumnezeu. De aceea el descrie în continuare în Exodul 34 și prezintă 9 aspecte ale harului și unul al dreptății lui Dumnezeu.
Dar el ține cont de suveranitatea lui Dumnezeu în manifestarea harului și vine și spune: mă îndur de cine vreau să mă îndur. Am har pentru cine vreau să am har și am milă pentru cine vreau să am milă. Și asta înseamnă suveranitate, nu înseamnă părtinire. Nu înseamnă că Dumnezeu este părtinitor sau este subiectiv în lucrarea pe care o face, ci dimpotrivă, e un Dumnezeu suveran, un Dumnezeu care acordă har atunci când trebuie și vom vedea. Mi-am propus ca duminica viitoare dimineață, cu ajutorul Domnului, să ne uităm la manifestarea harului în istorioara aceea pe care o prezintă 2 Samuel, capitolul 9, David și Mefiboset. Iar în ultima duminică dimineață mi-am propus să ne uităm la o altă manifestare a harului. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Manifestarea harului față de păgâni. Foarte interesant. Și anume, aș vrea să ne uităm la cartea Iona. Sunt lucruri pe care le-am propus, dar cu siguranță pot să fie și să apară și modificări. Frați și surori, sunt mai multe, bineînțeles, dar sunt cel puțin 4 aspecte ale manifestării harului lui Dumnezeu în Vechiul Testament pe care vreau să le prezint înaintea dumneavoastră, tocmai să ne familiarizăm cu subiectul acesta, să conștientizăm, pentru că poate am avut până acum această percepție. Har e legat de Vechiul Testament. Și totuși Dumnezeu își prezintă harul său și în Vechiul Testament. Har nu numai în Noul Testament, ci har și în Vechiul Testament. Un prim aspect sau un prim domeniu în care Dumnezeu în Vechiul Testament își prezintă harul, harul în Vechiul Testament manifestat în protecție divină. Atunci când o întreagă lume a fost condamnată, atunci când o întreagă lume era sub verdictul dreptății lui Dumnezeu și Dumnezeu hotărâse ca sfârșitul oricărui om de pe fața pământului să fie aplicat, Geneza capitolul 6 ne spune versetul 8, Geneza 6 cu 8. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Dar Noe a căpătat har. Și har sau milă în contextul acesta înseamnă protecția lui Dumnezeu în momente cu totul și cu totul. Chiar atunci când este un verdict asupra întregii omeniri. Pentru că mânia lui Dumnezeu sau furia lui Dumnezeu nu este o mânie oarbă, nu este o furie oarbă, ci este o mânie în care lucrează în continuare și harul său și în suveranitatea sa mă îndur de cine vreau și am har pentru cine vreau, Noe este acela care primește har din partea lui Dumnezeu. Apoi, un al doilea domeniu al manifestării harului în Vechiul Testament este izbăvirea divină, nu numai în protecție, ci în izbăvirea divină. Cartea Judecători este o carte cu totul și cu totul deosebită și în primul capitol și în al doilea pregătește, să zic așa, descrierea evenimentelor și mai ales a judecătorilor mai importanți care au ieșit în evidență prin lucrarea pe care au făcut-o. Dar mi se spune că evreii au ajuns sub mânia lui Dumnezeu datorită faptului că l-au nesocotit, s-au îndepărtat, au făcut ceea ce nu plăcea, nu-l mai cunoșteau pe Dumnezeu și dacă vă uitați cu atenție în Cartea Judecători, începând cu capitolul 2, veți găsi efectiv cauzele care au dus la ciclul acesta care se repetă de 7 ori. De 7 ori evreii cad datorită păcatului și nesocotirii lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu le trimite efectiv o pedeapsă printr-o națiune care era în jurul poporului Israel. În mijlocul pedepsei poporul se pocăiește, se căiește înaintea lui Dumnezeu și în căința lor Dumnezeu le răspunde, sau la căința lor Dumnezeu le răspunde prin ridicarea unui judecător. Și ciclul acesta se repetă de 7 ori în cartea Judecător. Și ascultați, vă rog frumos, Judecător, capitolul 2, versetul 18. Spune așa: când le ridica Domnul judecător, Domnul era cu judecătorul și izbăvea din mâna vrăjmașilor lor în tot timpul vieții judecătorului. De ce? Căci Domnului i se făcea milă de suspinele scoase de ei împotriva celor ce îi apăsau și îi chinuiau. Harul lui Dumnezeu în Vechiul Testament se manifestă și în izbăvirea de care evrei sau de care cei care se încredeau la un moment dat în Domnul și se smereau înaintea Domnului aveau la un moment dat parte de el.
Har în protecție, har în Vechiul Testament în izbăvire, harul în Vechiul Testament manifestat în iertare. Și este textul acesta din Isaia, din capitolul 55, versetul 7. Isaia 55:7. Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. Frați și surori, nu-L obosim pe Dumnezeu cu rugăciunile noastre, îi place să stăm de vorbă cu El. Dumnezeu nu obosește să ierte atunci când venim cu smerenie și cu căință înaintea Lui și Dumnezeu în mila Lui acordă har, acordă iertare. Al treilea domeniu pe care îl scot în evidență în această dimineață înaintea dumneavoastră a manifestării harului în Vechiul Testament este în iertarea divină. Și un al patrulea, spuneam că aș vrea să mă limitez la aceste patru domenii, iar după prezentarea acestor patru domenii și finalizarea mesajului, fratele Daniel Grunzu va cânta din nou pentru slava Domnului și bucuria dumneavoastră o cântare și apoi prin rugăciune ne apropiem de finalul serviciului divin din dimineața aceasta. Un al patrulea domeniu, frați și surori, este harul în Vechiul Testament manifestat prin mântuirea divină. Repet, har în protecție, har în izbăvire, har în iertare și har în mântuire. Ce spune Isaia, capitolul 49, versetul 8? Isaia 49, versetul 8, până la versetul 16. Așa vorbește mai departe Domnul. La vremea îndurării te voi asculta. E o vreme harului, frați și sorori. Și în ziua mântuirii te voi ajuta. Te voi păzi și te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici țara și să împarți moștenirile pustiite. Să spui prinșilor de război ieșiți și celor ce sunt în întuneric, arătați-vă. Ei vor paște pe drumuri și vor găsi locuri de pășune pe toate coastele. Nu le va mai fi foame, nici nu le va fi sete, nu-i va bate arșița, nici soarele, căci cel ce are milă de ei îi va călăuzi și îi va duce la izvoare de apă, unde e apa cea mai pură, cea mai curată. Voi preface toți munții mei în drumuri și drumurile mele vor fi bine croite. Iată că vin de departe, unii de la miază noapte și alții de la apus, iar alții din țara Sinim. Bucurați-vă ceruri, veselește-te pământului, băbântule, izbucniți în strigăte de bucurie munților, căci Domnul mângâie pe poporul său și are milă de nenorociții lui. Sionul zicea, m-a părăsit Domnul și m-a uitat. Poate o femeie să uite copilul pe care îl alăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Harul în Vechiul Testament manifestat și prin mântuirea pe care Dumnezeu a adus-o. A adus-o poporului, a adus-o oamenilor care l-au căutat. De ce? Pentru că Dumnezeu, frați și surori, are în caracterul său caracteristica pe care ne-o spune Osea la capitolul 11 și versetul 8. Osea, capitolul 11, versetul 8. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca și Admei? Cum să te fac ca Țeboimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul mi se mișcă de har. Mi se zbate inima. Putem să ne imaginăm inima lui Dumnezeu în momentul acesta? Cum se zbate când e vorba de cei care sunt ai lui? Credeți că Dumnezeu este pasiv la toată pandemia aceasta care a cuprins toată lumea și ne-a uitat, ne-a abandonat și stă undeva, așa cum spun deiștii, izolat, insensibil și nepăsător, când îl descrie Scriptura în caracterul său și spune, mi se zbate inima în mine? Cine are o imagine despre Dumnezeu în felul acesta, înseamnă că n-a reușit să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar Dumnezeul nostru, Dumnezeu al harului, și dacă în Vechiul Testament a fost har, har în izbăvire, har în protecție, har în iertare și har în mântuire, imaginați-vă, vă rog frumos, ce har
Avem în Noul Testament, pentru că harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos amplificate la o altă dimensiune și ne vom uita și la aspectele acestea. Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să aibă milă de noi, Dumnezeu să ne protejeze în continuare, în harul Său, în bunăvoința Sa și să ne dea izbăvire nouă și celor dragi nouă.